Mirela se mărită. A găsit un domn. Da, am văzut Dita și mai eu, domnul, adică am ce părere acolo. Dita mai Căsoiu, un om de afaceri, matur. Ce părere am? Am văzut și eu la televizor că se căsătorește. Dar n-ați mai ținut legătura. Oarecum am ținut legătura, am rămas amici, adică am rămas într-o relație V-ați despărțit imediat după, adică după ce ați ajuns acolo, a zis: "Bă, gata, e clar, la revedere și drum bun", sau ați mai încercat? Că unii au mai încercat să mai ne-am reîntâlnit când am venit acasă, era normal, suntem oameni, nu ne-am dat în cap, îți dai seama, ne-am reîntâlnit. Am discutat ce mai era de discutat, și dar nu am ajuns la un numitor comun să zic așa direct, bă, rămânem împreună. Concluzia a fost că fiecare ne vedem de drumul nostru mai departe și rămânem despărțiți. Dar cum interpretezi tu faptul că ea, iată, la scurtă vreme după emisiune, îl găsește pe distinsul domn și se și căsătorește? Nu știu, asta este o surpriză și pentru mine. I-a făcut bine insula iubirea. Da, adică... se pare. După spusele ei, se pare că i-a făcut foarte bine insula și ea crede foarte mult în noua relație. Am văzut că se căsătorește, este foarte încântată din declarațiile ei. Dar ați vorbit, i-ai spus casă de piatră, diverse chestii, sau nu mai vorbiți? Nu, n-am vorbit din asta. N-ați rămas chiar atât. Păi nu am intrat în detalii. Într-o relație în care să vă mai și vorbiți așa? Nu am discutat detalii de genul... Rămân resentimente după o experiență de genul ăsta? Rămân o perioadă, îți dai seama, dar acum după un an de zile pot să zic că cel puțin mie mi-au trecut. Trebuie să știe că deși emisiunea s-a dat în toamnă până spre iarnă, emisiunea s-a filmat anul trecut în primăvară. Da. Da. Da, să spui după oarecum, un an de zile, oarecum. Că lumea trebuie să înțeleagă. Da, lumea știe oarecum, s-a filmat anul trecut, în februarie. Da, momentul în care voi ați ajuns acasă și ați stat la aceeași masă, după cum ai spus tu, ce ți-a reproșat ea și ce ai reproșat tu? Că bănuiesc că au început reproșurile. Păi îți dai seama că mi-a reproșat exact cum ați văzut și voi în emisiune aceleași lucruri. Faptul că am călcat strâmbul oarecum cu Nicoleta, faptul că a dedus ea sau și-a dat de-a seama sau nu știu cum a interpretat ea lucrurile, că de fapt am folosit-o oarecum să ajungem în emisiune pentru a lua eu rolul de ispită. Și eu i-am reproșat lucrurile care s-au văzut și care le-am simțit eu văzând-o acolo pe insulă. Adică ce văzusem că făcuse ea. Privind acum lucrurile, de multe ori se spune că una este trăirea de acolo și când vezi la TV lucrurile par altfel. Îți dai seama, doar că atunci când ne-am uitat, era trecută deja, era o perioadă destul de lungă și nu-și mai aveau rost reproșurile, noi eram oarecum liniștiți, adică nu mai știi, te-ai terminat la cea, deci la un moment dat un porc. După ce v-ați reproșat, s-a mai pus problema împăcării din partea ta sau a ei? Păi nu s-a mai pus, că de asta nu ne-am împăcat. Asta și spune. Dar pe de altă parte, exista în tine sămânța asta de ispită de multă vreme? Dacă ea zice, tu de fapt mai am mers împreună acolo ca să intri practic în mecanism. Da, ea tot timpul a susținut și era foarte supărat oarecum și din cauza asta. S-a simțit trădată. Asta am văzut și eu. Dar nu este deloc așa. Decizia mea a venit în urma la ceea ce văzusem eu că a făcut pe insulă. Deci nu a fost o decizie cruntă, n-a fost un obiectiv clar, bă, merg, ne despărțim și eu o să rămân ispită. Rolul ăsta de ispită a venit pe parcursul emisiunii, în urma discuțiilor, în urma problemelor noastre de acasă, deci când discutasem la un moment dat de aspectul ăsta. Și atunci... Zici că te califici bine pentru rolul ăsta, o să fii... Nu știu, rămâne de văzut, o să vedeți și voi. Bărbat așa o știi să iei femeile, să le... O să vedeți și voi, acolo... să vedeți și voi în sezonul 5. Trebuie să vezi că de aici încolo trebuie să te pricep ca să exact. Iei fata. Nu e suficient să fii frumos, că toți proștii poate să fii frumos. Să-i zici un banc bun și atât. Corect. Adică... Asta zic că o să vedeți în sezonul 5, o să fie un sezon interesant. Adică... Fiecare sezon a fost interesant, de la unul la altul s-au schimbat lucrurile și au fost tot mai interesante, dacă ați văzut. Și 5 o să fie maxim. Acum nu pot să dau multe detalii. Maxim am spus, dacă a fost el. Bine, eu am fost și în 4 și a fost destul de maxim. Păi da, ești ispită. Da, e adevărat. Acum o să vedeți exact. De asta am ajuns și cel mai controversat oarecum. Bun, ce...